faci, Alice? Foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Ioana, bună, bine ai revenit. Bună. Ce faci tu? Cum ești? Uite, râdeam și eu cu fetele. Bună, Rux, bine ați venit. Ce faceți, fetelor? Cristian, dacă vreți corcodușe, să... avem corcodușe. Am mai auzit, am auzit, mă, eram la machiaj acolo și am auzit la televizor. Dar mă, chiar avem corcodușe, dacă vreți. De data trecută te-am întrebat dacă el e viață. Este, în viață. Vă rog frumos, vreau să mai spuneți ce s-a întâmplat până ați intrat, ați hotărât care să intre prima. Trebuia, era altcineva la intrare și a împins-o pe cealaltă. Nu, ne-am gândit că ce nume să ne punem. Rai. Și ai zis tu Rai și eu, uite că am găsit, gata. Trei fete căzute din Rai. Da, da, da. Mă rog. Da, mă rog. La întrebarea asta, trei fete căzute din Rai, dacă ar fi să mergem pe principiile care definesc Raiul, Rux, crezi că ai intra în Rai? Iată. Logic aș intra. Ioana, tu? Ai da, prins de loc da. Eu am ținut toate posturile până acum. Prin harul Domnului. Ioana, am ținut toate posturile. Acum ce-am greșit, dar mă-mi revin. Acum ce-am călăcat puțin strâmb. Deci, oameni buni, vă așteptăm și pe dumneavoastră la numărul nostru de telefon, pe care îl știți, îl aveți pe ecran, și vrem să vorbim despre niște situații pe care lumea le mai citește pe online și în același timp cum priviți voi ca niște fete aceste lucruri care se întâmplă. Adică, de exemplu, Anca, soția lui Pavel Bartoș, studiază medicina și s-a hotărât să facă acest lucru după ceva timp, știi? Adică... A avut și fete de crescut. A avut și fete de crescut, dar a avut și curajul să schimbe, mă, jobul. A avut și curajul să facă ceea ce îi place ei. Și mă gândesc, cum vedeți voi chestia asta? Aveți curajul să faceți, să vă schimbați, nu știu, acum jobul, să vă schimbați traiectoria vieții, că-ți schimbi traiectoria păi vieții. Păi nu vezi că sunt aici cu tine la 47 ani. Da, toată viața ai fost la televiziune. Ei, n-am fost așa toată ziua, bună ziua, nu, toată martea, în fiecare marți. Păi nu, dar de exemplu, acum să te schimbi și să zici de mâine, eu, Ioana Ginghină, vreau să mai, mi-ar mă plăcea, fac roitoreasă. Medicina, adică eu admir că mai poți să învețe, nu mai pot să învăț atât, adică nu mai îmi stă capul la învățătură, dacă mi-a stat deci, vreodată. N-ai mai putea la vârsta asta pentru că nu-ți mai stă capul la învățătură. Da, adică medicină, mi-aș alege, nu știu, o școală de dans. Deci tu ai 46 de ani, tu Alice ce zici? Ți-ai schimbat, ai avea curajul? Dacă ar fi nevoie, sigur că da, eu oricum am schimbat de câteva ori. Adică... Da, tu ai venit și din străinătate, ai venit în... Mie câți mi se pare minunat ce face, 33 de ani. 33 de ani, deci tu ai schimbat, nu? Da. Și au, mie mi se pare foarte tare chestia asta să lumea să aibă curajul să schimbe, știi? Că te obișnuiești. Mie mi se pare că ar trebui să fie încurajați în direcția asta. Sunt oameni care de foarte devreme se cumva se obișnuiesc cu ideea că asta e, mi-am pierdut trenul, mi-am pierdut șansa. Și e păcat, da, e admirabil ce face, felicitări. Deci, tu rupți, cum vezi? Știi că 2024 e anul schimbărilor drastice, astrologic vorbind și energetic vorbind? Adică... Măi, netisandu, tu erai... Păi sper că... Dar așa e, cred că foarte multă lume a simțit că s-au schimbat foarte multe lucruri drastice, inclusiv eu, și de-aia sunt total pe vibe cu soția lui Pavel, pentru că nu e niciodată prea târziu. Noi credem că e prea târziu, trăim cu un regret că aș fi putut, aș fi făcut, dar eu nu cred în chestia asta. Poți să faci doar că e foarte greu și trebuie foarte mult curaj și... să reziști, pentru că ai zile în care zici o să iau razna, o să iau razna. Mi se pare senzațional. Deci Anca, soția lui Pavel Bartoș, zice, băi, vreau să fiu student la medicină, adică să vrei să mai înveți și să-ți schimbi un pic cariera, viața. Mi se pare și nu e ca și cum s-a dus să studieze așa un pic de management. Păi da, adică... Eu sunt curioasă pe net ce reacție are din partea doamnelor care stau acasă. Stai să aflăm acum. Bună, zice cineva aici. Miruna, uite cât timp voi râdeți acolo, eu fac proiecte, dar sunt cu voi. Te pupăm, Miruna, mulțumim mult de tot. Ia să vedem. Haide că aștept mesaje de la telespectatori. Deci voi ați avea curajul să vă schimbați. Eu, de exemplu, am pe telefon, uite că l-am lăsat acolo, mi-a discreta să las acolo. Exact asta, azi este prima zi din viața care o să urmeze. Adică eu întotdeauna cred că oricând sunt deschisă posibilitățile. Da, tu te duci la teatru și la film, adică nu schimbi, nu ai curajul să schimbi total. Măi, și datorită meserii, gândește că tot timpul sunt într-un nou proiect, într-un nou spectacol, într-un nou trebuie să învăț. Tot în același domeniu, asta zic, să fii mâine să te duci la deci, altceva. Nu, nu, la medicină nu mai. Nu la medicină, dar altceva. Îmi place ce fac, ce vrei acum, dacă nu... Deci nu ai avea curaj. Da. Tu rug să ai avea? Eu aș face orice. Tu orice? Da. Tu, Alice, ai zis că... Mă gândeam la mami acum. Mami s-a apucat la 50 de ani să scrie poezii. Foarte tare. Și acum ne gândim și încercăm să o încurajăm să-i edităm un volum, pentru că scrie niște poezii superbe, adică nu doar s-a trezit și și-ar dori. Și funcționează. Ea ce făcea înainte? Mami se ocupa de partea de contabilitate și de administrare a firmei tatălui meu. Dar... înăuntru se ascundea o mică artistă, după cum descoperim. De la atâtea cifre și calcule, a zis, gata, trec pe poezie. Da.
Foarte frumos, bravo. Bun, deci asta era una dintre primele întrebări și o felicităm pe Anca, soția lui Pavel Bartoș, pentru curajul de a schimba traiectoria vieții la un moment dat. Că mi se pare foarte tare. Uite, la 44 de ani fac master în resurse umane, la 20 de ani după facultate, nu lucrez în domeniu. Ne dau oamenii mesaje. Bună ziua, încerc să sun să când, dar îmi dă ocupat. Doamnă, mai încercați. Doamna Andreea, mai încercați. Soția mea la 51 de ani a schimbat meseria și acum după o școală post-liceală de 3 ani profesează asistent medical. Mi se pare curajos oamenii ăștia. Știi pe care îi invidiez eu? Pe cei care vin la mine la emisiune și sunt după ce călătoresc câțiva ani prin tot felul de țări cu rucsacul în spate și vin așa și zici, uite ce curaj au avut. Da, nici eu nu înțeleg chestia asta, cum să pleci cu rucsacul în spate. Îi admir, dar nu înțeleg cum să ai curajul ăsta să pleci pur și simplu și să vezi unde. Depinde domn, ce ai în ghiozdan, că acum dacă în ghiozdan ai și băi, ai bani, probabil ai card, ai bani pe cardul ăla. Dar ideea că se duc și au curajul să renunțe, să vadă. Așa e soțul meu, adică el așa a făcut până la 40, până mă găsi pe mine. A călătorit. Și după aia l-am potolit. Merge mai departe la o altă discuție. După amiază, deci încă o dată pentru spectatorii care au deschis televizoarele puțin mai târziu, Rai vine de la inițialele lor, R de la Rux, A de la Alice și I de la Ioana Ginghina. Mergem la Georgiana Văcaru, care e o adevărată mamă, pentru că are 20 de copii, băi nene, 10 băieți și 10 fete. Mie mi s-a părut extraordinar, 48 de ani. Da. Cât? 48 de ani. Adică 20 de ani a fost gravidă? Da. Da, toți anii de vai, căsnicie, nu? Că am citit ce despre mi se pare extraordinar. Deci, și își dorește și mai mulți copii. Uite-te și tu. Mă țin de gură. Mă țin de gură rău de tot. De ce? Zi tu ce simți. Uite, Măruță, eu care gândesc așa, acum mă duc în spate la educația lipsa educației sexuale în România. Tu crezi că de acolo? Păi nu că ea își dorește. Tu ce ai zice când te-ai trezit cu 20 de copii la acasă? Păi da, dar uite-te, o familie care are grijă de copii, arată bine, toți îi duce la școală, ai de grijă de ei. Are, am înțeles, doi care au plecat de acasă, sau trei, nu? Care deja sunt pe picioarele lor. Deci, măi, fii, eu m-am gândit și eu m-am gândit prima dată, că inițial și mie mi-a venit, aoleu, nu știu ce. Dar, păi m-am gândit că suntem femei care ne luăm multe joburi. Copiii nu ți-ai 20 de joburi. Bă, nu ai 20 de joburi, stai să le numeri așa. Ce-i basa, rojelen și acolo. Ei, femeia asta a zis, nu-mi iau joburi, nu iau multe joburi, îmi fac copii. Mi se pare foarte, și care răbdare, și că ți-am zis că i-am văzut și eu. 5 copii au plecat de acasă, cel mai mare e un băiat de 25 de ani. Păi nu, e mare dacă l-a început de vreme, dar... Medicii spun că Georgiana, probabil e și întrebarea asta, este perfect sănătoasă și nu ar trebui eu să întâmpine complicații în viitoare sarcini. Da, mă, nici faci atâția copii ca femeie. Măi, mie mi se pare admirabil. Dar doamna, cum arată la 48 de ani? Uite-o poză acolo. Mie mi se pare extraordinar. Gândește-te că în ultimii, în 2022, noi am înregistrat cea mai mică rată a natalității în ultimii 130 de ani. Adică femeia ar trebui nu doar felicitată, încurajată, susținută. Mi se pare că Consiliul Local sau nu știu exact de unde e ea, ar trebui să-i ajute copiii cu activități extrașcolare, să ofere suport. La adică, la urma urmei, dacă copiii nu sunt... Nu, dacă copiii nu sunt primiși și abuzați, nu știu, trimiși la cerșetorie, etc. Foarte mare grijă și e de admirat acum, sincer. Mi se pare că este extraordinar. Nu toți au aceeași chemare, adică mie mi-e greu uneori cu unul. Și tu vii din dar mama familie... mea a făcut asta. 6 și uite... Suntem extraordinar de fericiți când ne întâlnim acasă, este minunat. Tu, Ioana? Mama mea tot din 6 frați, mama mea vine din 6 frați și, na, tot așa, mama i-a crescut, ea... Am auzit să se plângă vreodată, aoleu, maica, au fost prea mulți, nu știu ce. Acum, na, dar îți vine să zici chestia asta, că erau alte vreme. Mă, 20, nu știu, eu n-aș putea. Apropo, când să mai faci facultate? La 40 nu-ți mai schimbi viața niciodată. Femeia e din Argeș, bravo ei. Și spune, domne, locuiește într-o casă cu 8 camere, că îți dai seama că te gândești și la spațiu. Dată 20. 8 camere, că înseamnă că au cașcaval sau ce au? Au muncit. Înseamnă că au muncit. Mă rog, zici că nu mai ajungi în Rai. Da, nu ajungeam oricum, Măruță, am mințit. Ai păcălit. Întreabă cineva unde se culcă copiii. Uite, întrebări în 8 camere. În 8 camere. Și spune, cu timpul spațiul a devenit neîncăpător, iar părinții au reușit să le amenajeze camerele celor mici cu paturi suprapuse. Da, e foarte inovativ și ermetic, cum se zice. Cineva zice, acum vin mesaje și zic că, domnule, la 53 de ani am început facultatea de contabilitate, am terminat-o la 57 și am terminat-o cu note mari. A fost foarte fericită, Aneta. Doamna Aneta, felicită. Ce tare! Vin mesaje de la ce am comentat mai devreme.
uite, la 43 de ani face o post ilicială de radiologie. Sunt telespectatori care s-au schimbat, adică zic, bă, nu, gata, am îmbătrânit. Știi că e o vorbă de aia, că bătrânețea, de fapt, poate să fie, să înceapă când vrei tu. Odată clar, și e și bine. Și când te dor genunchii de obicei, dar... Aole, da, vezi că da. Pe mine nu mai dor genunchii. Și pe mine. Ha, ok, hai, zic, am crezut. Dar zic, Măruțăianu, 2024 te ghidează pe unde trebuie să mergi, pe direcția pe care trebuie să mergi. Trebuie doar să asculți vocile. Eu am zis că și cu abundență și tot aștept și s-a făcut aprilie și nimic. Tu cam câte voci ai auzit? Toate le-au dorut, să vezi, toate le-au dorut. Băi, că Ruxa a venit chitită, a zis, băi, 2024, anul schimbării, 2024, fiți atenți. Doar vă încurajez oamenii, pe oameni, încurajez să vadă semnele, că toți o să primim semne de-astea, că unde trebuie să ne ducem în cotro. Și tu ai primit până acum semne? Da, le-am primit pe toate. Da? Da. Nu le văd bine nici pe alea, de la circulație toate, mai trec, știi? Da. Ioana, tu crezi în lucrurile astea? Da. Bine, credeam să-ți asculți instinctul, de fapt, zici, da, nu? Da, da, da. Eu cred și în asta, ascult și cu horoscopul. Când eram între cele două căsătorii, fai, deci dacă mă întrebai, era, știi cum, și cu astea, și cu meditație, și cu... Deci ceva, eram doctor. Acum am mai lăsat-o mai moale, până. M-am mai liniștit, ca să zic așa. Nu mai caut atâta. A dat cineva un mesaj foarte lung. Dar foarte interesant așa. Un domn profesor care a zis, domne, defect profesional, am scris foarte mult. Mulțumim, domnul Florin. Da, un mesaj foarte fain așa. A zis cineva, râdeți voi, dar râdeți degeaba de două, că femeia are 20 de copii. Dar nu râdeam. Doamnă, sunt așa, sunt eu, cel puțin așa sunt, râd și... Întreabă cineva, de unde a avut curaj pentru 20 de copii? Că trebuie și curaj. De sus. Nu? Și răbdare, de unde i-a și primit. Eu mă gândesc la 20 de copii, dacă stai să te gândești, câte ecografii la medic, cât nu? Dar nu cred că s-au nu. Produs ecografii. Dar te gândești, adică îți faci gânduri așa. Dar nu sunt nașpa, dar acum... Nu, dar n-am zis nici la școală, îți dai seama că la școală... La școală, sunt o clasă. Da, am citit, am auzit oricum... și eu despre cazul ăsta și înțeleg că cumva femeia s-a gândit inclusiv la partea cu școala, că copiii erau foarte apropiați de vârstă, relativ un an și 3 luni între ei și de multe ori întârziau un an de grădiniță ca să meargă în aceeași clasă. Ceea ce iar e o strategie bună și fac temele împreună. Dar vrei să spun ceva? Știi că e familia Cârnată din Moldova care are 11 copii. Cârnați. Așa spunea și familia Cârnați, sunt influenceri în Moldova, au 11 copii și spunea că la un moment dat copiii cresc unii pe alții. De ce ne face? Da, dar asta vezi, eu nu sunt de acord. Eu am o soră de 11 ani mai mică decât mine și am crescut-o. Nu m-a pus nimeni, dar așa era situația pe vremea aia. Cumva plecau părinții la 4 luni, bebelușul rămânea acasă și trebuia să aibă cineva grijă. Și mi se pare că n-are nicio vină fratele mai mare să nu-și crească copilăria și să aibă o responsabilitate atât de mare. Adică, gen, eu acum merg la psihologă. Da, să mă fac bine. Da, pentru că sunt foarte responsabilă și cumva nu pot să înțeleg multe lucruri. Adică sunt foarte responsabilă. Din cauza că am fost responsabilitate de la 11 ani, sunt foarte responsabilă. Și de-aia nu pot să întârzi nicăieri, sunt totul să fie perfect. Pentru că tu erai sora cea mai mare și trebuia să ai grijă. Da, dar... Și era responsabilitatea pe tine, chestia asta te-a făcut... Dar nu a adus și ceva bun, adică odată cu ea, că și eu am crescut, sunt cea mai mare din 6. Deci eu o iubesc adică... de nu mai pot, cum să nu fie bun. Am 5. 5 frați? Da, și bineînțeles că i-am crescut și eu împreună cu mama, în mod evident. Pentru câți ani ai? 33. Stai să vezi la 46 cum cauți psihologul. Aia zic, nu ai să vedem la pe la 46, așa te iau crizele. Cred că există, într-adevăr, cum zicea și Ioana, și o parte pe care o pierzi din copilăria ta, dar există infinit de multe lucruri pe care le câștigi odată cu asta. Și relația dintre noi, cred că și relația dintre tine și sora ta e una specială. Nu se pune problema. Dar... Depinde de perspectiva din care privești lucrurile. Acum știi cum e, suntem obișnuiți să fim așa individualiști, să ne uităm numai la noi, ce e bine pentru noi și cum ne simțim noi. Dacă n-are energie bună, dă-l afară din viața ta, suntem acești bebeluși emoționali. Și nu știm cum să ne fie bine, că ni se face, ne ia ansietatea, dacă știi. Eu cred că toate provocările astea te formează și îți creează o coloană vertebrală. Poți să treci prin diverse provocări în viață mai ușor, pentru că te-ai întâlnit cu ele mai devreme. Deci există și minusuri, pot să fac și o listă lungă în sensul ăsta, dar există plusuri nenumărate. Clar, plus că oricând poți să șantajezi frații. Aha, tot timpul poți să-i spun, te-am crescut, amintește-ți. Eu te-am făcut, eu te omor. Nu, păi vreau să că la mine e tot la mine vine ca sora mai mare, Ioana, vine Paștele. Și ceva special în asta. Zice cine, noi suntem 7 frați și mama nu a mai avut răbdare cu toți în parte. L-a crescut pe primul și primul ne-a crescut pe noi. Dau oamenii mesaje. Nati trimite mesajul ăsta. Mie mi se pare și frumos, cum zice Alice, dar și
rău, adică crunt, nu știu. Depinde, cred că, foarte mult de situația în familie și tot. Da, o soră și un frate, dar între noi sunt 2 ani diferență între toți, adică suntem la fel, practic. Dar depinde foarte mult, cred că, de situația în familie. Că, de exemplu, eu am o prietenă care are 2 fetițe, acum sunt mari, dar când erau mici, i-a plecat foarte mult de acasă și le lăsa singure. Și el, 4 ani între ele, diferență. Și aia avea 9 ani și cealaltă 5. Și toată m-a rugat să trec pe la ele, să văd cum sunt, dacă sunt bine. Și când am deschis ușa, mi-a deschis cea mare la 9 ani și zic, ce faceți? A început să plângă și a zis, Ruxi, nu mai poți. Plângea în hohote, pentru că era prea mare presiunea pe ea la 9 ani să ai grijă de aia mică. Păi așa am și eu o poveste. Frate meu avea tot felul de experimente. El știa că e vina lui soră sa mare, orice se întâmpla. Fratele meu, Denis, un bandit de altfel. Și bineînțeles că... Da, Denis, da, pericol public. Păi nu, trebuie să-ți povestesc că l-a luat pe Luis, care era după el imediat, fratele meu al 5-lea. Și a luat o cutie de chibrite. Noi ne uitam la Tom și Jerry, eram ocupați. El s-a dus, a luat cutia de chibrite, s-a dus pe covorul persan nou și crem al lui mama. Și când îl ardea la degetele, stingea pe covor. A reușit să facă o situație. Când a venit mama acasă, mirosea iad la propriu, apucioasă. Și bineînțeles că, da, după cum puteți uita. Adică ți-ai luat bătaia, nu? Ne-am luat toți. Mama era echitabilă. Uite, de cineva legat de știrea noastră de mai devreme, mama eroină a fost un titlu onorific și un ordin acordat în regimul comunist unei mame care a avut 10 sau mai mulți copii. Ordinul se conferea după împlinirea vârstei de un an ai celui de-al 10-lea copii dacă toți ceilalți erau în viață și ar fi trebuit și pentru doamna să fie un titlu, o medalie. Foarte frumos, doamna. Doamna Georgiana, din partea noastră, doamnă, ce să vă zicem? Tot respectul, salutare. Noi comentăm că noi nu suntem ăsta. Exact. Și ce e mai ușor decât să comentezi, da, corect? Și să faci copii. Fii atent. A dat cineva mesaj și a zis Rai, că a văzut aici, că am făcut noi prescurtarea. Rai este o metodă interactivă de evaluare în învățământ. Am terminat facultatea de psihologie la 53 de ani. Mama a avut 7 copii și nu a avut bani să ne țină în facultate. Acum sunt tânără pensionară. Am avut la nivel de facultate a doua medie, doar o notă de 9. Băiatul meu a zis că nu a văzut studii mai silitoare, Elena din Craiova. Dar mă, că adevăr, când te duci la 50 de ani la facultate, da, te duci, da, să rup. Da, nu trebuie, da, să mai copiez. Da, da. Aveam și o doamnă colegă în facultate. Marinica, al nostru, colegul nostru, seamănă și cu Einstein, dacă puteți să-l vedeți. Stați-o pe cuvânt, uite-l pe Marinica. Marinica, stai cu fața. Uite, mă, zici că e Einstein. Și la câți ani te-ai apucat de facultate? Ia microfonul, Marinica, la câți ani te-ai apucat de facultate? 50 de ani. Felicitări. Psihologie, nu? Da. Uite-te în dreapta, lasă camera. Lasă camera. Acum și tu. Uite, dar uite-te un pic, te vadă lumea. El e colegul nostru, Marinica, oameni buni, iată-l, Einstein. La 50 de ani s-a apucat de psihologie. Tare. Chiar tare. Păi de ce te-ai apucat de psihologie, Marinica? Stai un pic, că nu înțeleg. Să înțeleagă femeile. De câți ani lucrează aici, ca să înțelegem de cât s-a apucat de psihologie? Nu, dar rog, să zis să înțeleagă femeile. Noi l-am găsit de aici. Ia zi, mă, Marinica, ia, Marinica, vină un pic aici. Marinica, lasă camera un pic, ia, vină un pic aici. Marinica, vină puțin. Hai, păi și cine-ți mai dă prin planul? Lasă, pune pe pozaș. Lasă, pune pe noi. Vină, mă, Marinica, aici, ia zi, nu coace. Să stai de vorbă cu fete. Colegul nostru, Marinica, oameni buni, să 50 de ani s-a apucat de psihologie. Să rămână, să rămână. De ce s-a apucat la 50 de ani? Ca să aveți victima lângă voi. Pentru că nu mai înțelegem ce se întâmplă în jurul meu. Generațiile noi modificate ca și comportament față de generația din care provin, nu mai au răbdare, au note mici autiste, interacțiunea cu digitalizarea, cred că e factorul... Și serios, asta e dat la facultatea, da, de psihologie? Da, pentru că nu mai înțelegeam. Am întâlnit colegi de-ai mei care s-au schimbat comportamental în 20 de ani de când lucram cu ei. Și ai terminat-o? Da, normal. Deci la 50 de ani te-am apucat de psihologie și ai terminat-o? Da, da, normal. Păi și cum a fost? După ce ai terminat psihologia, acum ai înțeles ce se întâmplă? Înțeleg mult mai bine, da. Îți pare rău că n-ai făcut facultatea asta. Le recomand tuturor să meargă să facă o facultate de psihologie. Este benefică, mai ales în lumea de astăzi. Și în relații, nu? Parcă peste, înțelegi mai bine în orice relațiile... domeniu. Eu nu cred că există un domeniu în ziua de astăzi care poate să ignore psihologia. Toți aleargă după tot felul de chestii, după... broșuri, nu știu, coaching, da, de toate, da, felurile. Cred că dacă ai o bază serioasă, ai o bază, da, științifică, înțelegi cu totul altfel. Ai copii și... la examen? Niciodată. Nu, că mi-era rușine. Era prea bătrân. Asta am zis și eu, cred că și mi-ar, da, fi fost rușine. Chiar am învățat bine, bine, de tot de rușine. Și față de ceilalți. Ceilalți mai copiau, a? Da. Ce, nu? La 20 de ani nu copiam? Da, ați fost singurul? Mai erau oameni de vârsta dumneavoastră? A mai fost o
persoană de gen feminin de o vârstă cu mine și restul puțin mai tineri. Da, poate se schimbă asta. Oamenii aud, da, sunt inspirați. Să te duci să... și în același timp îți dai seama că ți-a antrenat creierul. Păi băi, asta mi se citești pare mult. E foarte important că toată lumea merge la, da, sală să arate fizic bine, să asta, dar interiorul are nevoie de o primenire, de o schimbare, absolut, de o antrenament, de curățare, de exact ce facem, nutriție, tot, facem, dar la creier. Dar și că ținem Alzheimer-ul mai departe dacă învățăm la o vârstă mai înaintată. Îți modifică un pic comportamentul față de... devii un alt fel de... Și vrei să-ți faci ca bine? Nu! Vreau să te ajut pe tine, să ajut colegii, să... Te ajută pe tine, îl pui la masă, familia, da, pe cineva. Deci, bărăși, de acum când ai un of... Vezi că Marinica mai are un plus foarte tare. E bun pe masaj. No. A făcut și școala de masaj, nu? Am făcut mai multe școli de masaj, da. Păi înseamnă că trebuie să nu mai fiți, deci, aici la cameră și să, deci, vă, Marinica, să vă faceți un cabinet și masaj și stați și cu omul de vorbă, că tensiunea de la spate poate să fie o tensiune interioară și atunci mi se pare că eu zic să vă gândiți la asta. M-am gândit. Adică să se supere acum. Drogul care e televiziunea nu se compară cu niciun alt drog. Cred că e cel mai puternic. Nu pot să scap de... Eu știu, da. Marinica, felicitări, bravo. Mulțumesc frumos. Vă las că poate aveți treabă. Bravo, Marinica, bravo. Bravo, felicitări. Foarte tare. Bravo, Marinica. Bravo. Suntem mândri de tine. Sunt Marinica, am 50 de ani și am făcut psihologie. Bă, tare, mi se pare genial, jos. Adică să ai curajul ăsta. Adică eu mă gândesc mai bine... iei rucsacul în spate și pleci. Ian Sabatic, la cum se numește? Da, mă, de jur, mi se pare foarte tare de ăștia care au curajul să schimbe jobul după anumită vârstă. Știi, ai fost toată viața, te-ai făcut ceva să schimbi. Da, da. Mai ales generațiile părinților noștri care sunt din comunism veniți, da, știu. Nu. Am văzut și povestea asta apărută în Viva cu Valeria Lungu, este influenceriță și la un moment dat a apărut o discuție cu mama Valeriei, care ne-a surprins pe toți, că s-au luat de la Instagram, de la online, nu? S-au luat și de la povestea asta și Valeria nu era de acord, sau mama nu era de acord cu relația lui fiicăsii, lui Valeria. Oh. Mă rog, au fost foarte multe discuții acolo. Aici intrăm în soacre, vorbim de soacre. De... soacre. Da, eu am studiat un pic cazul. Da. Pentru că ca mamă, așa mă gândeam dacă... Ca mamă, deci pur și simplu ca mamă m-am gândit așa, dacă aș avea o fată. Știi că, na, când ești pusă în situația de a... Cum am acum eu, adolescentă, na, când vine cu cineva acasă, îți dai și tu cu părerea. Și m-am uitat despre ce a fost vorba și ideea este că... n-ar că am trebuit să ne băgăm noi mamele. Dar tu, și tu te bagi, mă, fără să vrei în viața fără copilului, vrei, da. Te bagi, când auzi chestia asta, noi nu ne băgăm în viața copilului, te bagi, că nu poți să nu te bagi, nu te bagi, cum se îmbracă, ce îți zice, ce ai vrea, chiar dacă știi că poate e bine să nu. Știu, da. Da, dar există o limită și o vârstă, da, acum, până când te tot bagi, adică... Păi da, mă, există, dar... Ce vârstă are Valeria? Valeria are 20 și nu știu câți ani. Da, păi acolo e nevoie de niște limite sănătoase. La tine cât are copilul? 12 ani. Și te bagi? În viața lui. Păi da, dar copilul meu e minor, ar fi... Deci tu zici până și-a aripile. Și nu până și-a aripile. În momentul în care deja este într-o relație pe care și-a asumat-o, și nu vorbim de o chestie abuzivă, că atunci trebuie să intervină oricine. E o chestie de simț civic, dacă e vorba de un abuz. Dar în cazul în care e o relație și nu-ți convine că, nu știu, e brunet și nu-i blond sau... Nu, eu e cred doctor că părinții toată viața astronaut. O să aibă, mă, ceva de zis. Păi da, da, bineînțeles, dar contează și cum o zici, și în ce cadru, și cui. Și în ce ziar? Exact. Exact. Păi nu că am înțeles că ea a zis prima dată. Cumva la influenceriță, am o întrebare la cineva și după aia a fost ca un răspuns. La tine s-a băgat familia Ioana? Poftim? La tine s-a băgat ai tăi? Mă, la mine nu așa de mult, la soră mea s-a mai băgat. Și am avut, nu, ca fiecare familie și noi, discuțiile noastre, dar noroc că ne trece repede. Iar la televizor chiar n-am auzit. Păi da, se bagă dacă știu detalii. Nu le spui detalii și gata, ai ții. Sora mi-a rămas cu ei la Sibiu. A, păi da, dacă și stau eu cu mine, tine... la mine, n-am știut, am arătat mai... numai spuma cum ar veni. Atunci asumați-vă dacă stau cu voi părinți în casă să trăiți. Nu, sora mea chiar a plecat de cred că la 19-20 a plecat de acasă, chiar dacă stă în Sibiu, dar na, o mai ajută cu copilul, mai nu știu ce. Păi a dat cineva telemesaj și a zis că cel mai în vârstă student din România are 88 de ani. Și a intrat în anul 2 la master la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Aurel Voicu, fost primar de Cugir, se numără acum pe cei aproape 6.000 de studenți de la Alba.
La 88 de ani. Să-l pun și eu pe tata să se înscrie. Bă, mi se pare tare de tot. Da, chiar este. A fost primar? Uite, sunt Elena, am 52 de ani și am început facultatea la 46 de ani, inginerie chimică. Și acum am terminat și un master tot în domeniu. Doar pentru faptul că are forță să erge din par la 88 de ani, eu la 37 ne-am putut să mă ridic. Bă, taică-mi la 81, cred că auzi generația asta, cum îi cheamă? Ești millennials sau cum? Da. Noi suntem millennials. Ce? Nu, mă, noi suntem X. Eu sunt millennials, tu cred că ești mai mult, da? Eu sunt X și millennium nu erau aia dinainte? Nu, millennials sunt anii 80-90. Da? Da. Și dinainte de X ce? Z, nu Z, sunt ăsta noi, ăia sunt boomers. Boomers și ăștia sunt bine, ce asta e, că noi... Nu, nu, zic de ăștia, de boomers și ăștia, 80. Părinte, ăștia, nu, boomers? Nu, 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 îți ziceam. Hai, măruță, nu tot arătăm tine. Bună, bună și mișto. Dar și eu credeam că le milenium, credeam că sunt mai bătrâni ăștia. Băi, ne-a dat... Deci, da, alt material. Da. Vorba lui Alice, ăștia sunt mai delicați, mai conceptă. Se pare tare la oamenii ăștia care încep o școală și o facultate și nu țin cont de vârstă. A dat cineva mesaj, bună ziua, vă sună băiețelul meu de oră să vă încânte cu o melodie. Mai putem suna? Domnul Răzvan, încă nu știu să vă explic, suntem și noi, uitați, cu emisiunea așa, acum o reglăm. Am venit aici, o reglăm din mers, vorbim cu fetele, nu știu ce să vă zic. Dar ce faci, audiții? Da. Mamă, foarte tare. Fetelor, băi, vă mulțumesc mult de tot că ați trecut pe la noi. Iată, lumea face școală, face facultate și vă doresc și vouă succes și baftă. Mulțumim. Mulțumim. Adică cine, ne propui să ne apucăm? Nu, eu vă propun să rămâneți aici, să mai aduc o gagică. De ce? La masa noastră rotundă. Dar tu gagică. Mișa Miller o cheamă. Așa. Moldoveancă. Bun. Frumoasă, cântă bine. Cândă, da. A cântat și în avion. Și am prezentat-o și acum la Târgu Mureș în weekend. M-am întâlnit cu ea și a făcut și spectacol. Și e cu noi astăzi aici Mișa Miller. Bună, Mișa. Bună, bună, Cătălin. Ce faci, Mișa? Parcă ieri nu e alalteri când ne-am întâlnit. Alalteri ne-am văzut, nu? Alalteri. Ce mai faci? Cum mai merge treaba? Bine, bine. Ne-am întors de la Târgu Mureș. Voi cum ați simțit? Cum a fost drumul? Foarte fain. Foarte fain. Și mie mi-a plăcut foarte mult publicul. Ia un loc aici, îți prezint... Am ascultat-o la radio. Pare bine, Mișa? Pare bine? Acum o și vedeți. Da, da, da. Îți prezint aici trei cetățence. Și a patra. Da, și a patra ne stăteam de bârfe așa și vedeam cum oamenii se apucă de meserii și după o anumită vârstă și că nu contează vârsta. Și am văzut că alții fac și copii mulți. Frumos. Frumos. Nu contează vârsta. Tu toată viața ta te vezi pe scenă? Da. Nu te asta îmi doresc să fac. Ba da, știi că eu am mai făcut două facultăți și într-un moment dat mă vedeam. Vreau deja măruță. Vreau să fac... Câți ani ai? Hai că noi am zis că 28. Și ai ezitat. Tu am eu ce să mai zic, zic că sunt mult mai mică decât par. Ce generație sunt ca uita? Nu, e zeci. Deci, rupții, tu câte ani ai? 37. 37. Eu zic 40 plus, nu mai am. Lasă așa. E tu, Alice? 33. 33 și Mișa? 28. Și Măruță? 28. Foarte bine. Măruță e câți ani are Măruță? Tot ca mine. Ca Ioana, să ia. Să de una aceeași... S-a pus acolo să echilibrăm. Să de una aceeași băguță. Perfect. Așa, Mișa, și ai făcut două facultăți? Ce facultăți? Ți-am mai zis, am făcut finanțe, bănci și științe politice. Și vreau să mă fac politician odată, de mult. Păi e bun. Păi l-am întâlnit apoi pe Dan Bălan într-o parcare la, în Chișinău. Și după ce l-am întâlnit pe Dan Bălan într-o parcare în Chișinău, ea curajoasă, i-a zis ascultă piesa, el a zis vino la studio și gata, cântăreață. Pentru că ea s-aș dorea să facă. E, na, nu a fost chiar așa. Dar nu? Că-ți dorești să faci? Nu, eu când de foarte mic copil, de la 5 ani am câștigat toate concursurile, festivalurile posibile din Moldova. Dar neavând o industrie frumoasă, să zic, bine stabilită la Chișinău, am zis că na, nu pot să fac din asta o profesie acolo. Și a trebuit să mă mut aici. A fost un parcurs destul de lung. Tocmai de aia toți moldovenii sunt în România. Carla Drins, Motans, Irina Rimes, Mark Stam, cine mai e? Nicoleta Nucă, Zdob și Zdub, așa. Mai zi. Hai să vezi, mamă, câți moldovezi. Dara, Sasha Lopez, Dara Gaitonu. Satoshi, mă, deci ce, mă? Moldovenii sunt talentați, peste tot. Foarte și talentați, mă, stai de vorbă. Da. Serios, sunteți foarte talentați și foarte muncitori.
Așa, Mișa, zi-ne cum a fost în avion să cânți la 10.000 de metri, ce te-a apucat, ce s-a întâmplat? Foarte frumos, a fost chiar o experiență extraordinară. N-am mai cântat niciodată în avion, de obicei noi nu cântăm în aer, doar la sol. Da. Aveam eu un vis să organizez un mini-concert în zbor. Da. Mai ales să fie neașteptat pentru toți pasagerii, unde avem niște cadre. Noi de la aeroport treziți la ora 4 dimineață. Eram puțin cam somnoroși, ce-i drept. Și aveam și o frică că publicul va fi nu prea receptiv cântându-le noi la ora 7 dimineața. Dar au fost superbi. Și feedback-ul și al nostru și al echipei mele a fost că noi nici nu ne așteptam să fie atât de frumos în aer. Toată lumea a cântat cu noi. La ultima piesă au și aprins telefoanele toți. Apropo, am visat toată viața să vorbesc la telefonul ăla, voi n-ați, n-ați visat și voi? Să zice, ladies and gentlemen. Exact, și eu toată viața am visat și să vorbesc și eu la chestiuța aia și mi-a reușit. Trebuie să ții de un buton și să vorbești la el. Am optat pentru cursa București-Timișoara pentru că mi-am dorit să avem în aer doar 15-20 de minute, atât cât durează mini-concertul. Aveam și opțiunea de a zbura mai departe spre o destinație. Seamă, 15-20 de minute că zici că cât e decolarea, da, aterizarea. Da, exact. Să nu le strice oamenilor. Exact, să aibă doar momentul de aer, să fie momentul cu Mișa Mele. Asta a fost o campanie. Nu, asta chiar a fost ideea mea și am pus-o... Deci asta a fost o reclamă. Nu, ne-au ajutat niște parteneri, dar pentru că i-am rugat noi, nu au venit ei cu propunerea, am venit noi cu ei cu ideea și au fost foarte receptivi, am reușit să organizăm tot în timp de 2 săptămâni. Foarte frumos, mămișa, foarte frumos. Și o să ne cânți azi. Da, desigur. Azi ce piesă? Când Tracata, noua mea piesă cu Sicotoi, Alex Cotoi. Alex Cotoi e mega talentat, super compozitor și producător. Unul dintre cei mai buni. Chiar. A făcut și piese pentru Andra. Da, a făcut de mult. M-am văzut cu zile trecute cu el și a zis că merge să tragă niște voci cu Andra. Acum, dar de mult ne cunoaștem, că de vreo 10 ani de zile. Un băiat foarte talentat și talent și bun de tot. Fetele, întrebați-vă ceva pe Mișa Miller, tațe. Vă rog frumos, iată, aveți vreo curiozitate? Are doar 28 de ani? Întrebați, ziceți, a? Da, ca babele alea. Și când te căsătorești, mai când faci primul copil? Nu avem planurile astea momentan. Nu avem, deci ai un iubit. Da. Nu știu, când o să dea domnul, ți-i răspunsul la clasic, dar momentan ne focusăm pe carieră și pe cântat și pe evoluție. Deci cântă? Nu. Eu vorbesc de mine. Da. Dar el mă susține în ceea ce fac. Mi-a plăcut mult piesa aia cu părul în aer. Brațele tale. Da. Zi-mi un pic refrenul pentru... Zi-mi cum să-i facă părul, că și părul e. Brațele tale. Hai că dă-te unul, Greta. Zi-mi cum să se... Feonul, dă-te aia că-ți fac acum videoclip, să rămână acum ziua. Era ceva val cum să... Da, aveam aici, imediat îți fac videoclipul. Da. E un moment acolo în care mă urc pe masă. Da. Deci trebuie să stai undeva pe aici, măruță. Te dați când facem de aici, să-ți fac, rug să-ți facem fix, cum să zicem? Filmul din clip. Da, exact. Special pentru Rux care a venit alături de noi. Nu, dar n-ai prins. Am prins. Dar să nu-mi strici și mie, că mi-e așa frumos m-au coafat. Și eu eram fix așa coafat. Hai, bagă. Pune pe rece. Doar pe tine prin plan. Hai. Stai, ia, hai. Nu mai aproape un pic. Pune pe rece. Păi eu, dar trebuie să fiu un moment. Zi-mi cum poți să dori brațele tale. Zi-mi cum poți să visezi pe tine, nu te doare. Tu ești ok. Păi eu n-am somn nici la trei. Asta e, dar vezi? La videoclip, se poate pentru că muzica... Știi ce aveam la videoclip? Aveam o chestie asta de suflat frunzele de pe jos, era atât de puternică, da. Tu ești foarte talentată, ne bucurăm că ești alături de noi. Mișa Miller, o puteți găsi pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube. Și acum să ne cânte piesa cea nouă, care se numește cum, Ioana? Racata. Care înseamnă? Sper că o să vă placă. Atacar e un acronim de la când atacă o felină. Succes! Te faci ciucă!